Ne aflăm în microraionul numărul 3 din municipiul Târgoviște, aici unde administrația locală târgovișteană iată că derulează în continuare investițiile care sunt programate pentru acest an. Iată că o nouă parcare este aproape gata, suntem la faza de marcare a parcării, încă aproximativ 50 de locuri de parcare create. Vedeți că microraionul numărul 3 se schimbă pe zi ce trece, așa cum s-au schimbat foarte multe zone din municipiul Târgoviște. Sper ca până la finalul acestui an să reușim să finalizăm tot acest cartier, urmând ca după aceea, bineînțeles, să continuăm și pe anumite parcări din microraionul numărul 4, dar și microraionul numărul 9, acolo unde mai sunt câteva lucruri de rezolvat. De asemenea, aș mai menționa că au început și lucrările la locul de joacă dintre Bulevardul Constantin Brâncoveanu și strada Ion Ghica din microraionul numărul 5. Este un loc de joacă foarte solicitat de către locuitorii din zona respectivă și cu această investiție administrația locală târgovișteană vine să completeze investițiile care au fost realizate anul trecut în microraionul numărul 5. Investiții care au transformat în proporție de peste 90% tot ceea ce înseamnă spațiul public în acel cartier. Aș mai menționa că luni am fost împreună cu colegii mei la școala numărul 9, la Grigore Alexandrescu, din municipiul Târgoviște, pentru a vedea condițiile în care cei peste 500 de copii care sunt relocați de la școala Mihai Viteazu le au la noua unitate de învățământ, unde își vor desfășura activitatea aproximativ un an. Și pot să spun că lucrurile arată foarte bine acolo. Cred că niciodată școala numărul 9 nu a arătat la interior atât de bine cum arată în momentul de față și nu sunt aspecte de îngrijorare în condițiile care avem și obținut avizul de la Direcția de Sănătate Publică pe acest subiect. Vreau să spun că acolo s-au schimbat mai mult de 10 străli de clasă, geamurile, parchetul, s-a zugrăvit și au fost făcute toate lucrurile de igienizare, astfel încât copiii să-și poată desfășura activitatea în condiții foarte bune și, bineînțeles, și cadrele didactice. La nivel de investiții pe care le derulăm în municipiul Târgoviște, se mai lucrează în cartierul Matei Voivod, la străzile Udrea Bălcescu și Plevmate. Pe strada Plevmate mai este turnat un strat de asfalt și în etapa imediat următoare vor intra în execuție străzile Herța și Nifon din municipiul Târgoviște pe un proiect de reabilitare a străzilor care a început anul trecut și care se va finaliza în vara acestui an. De asemenea, se derulează și câteva lucrări de extindere a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare în municipiul Târgoviște. Avem, iată, un nou an în care se derulează foarte multe investiții și aș mai adăuga și faptul că am început și lucrările de amenajare de șantier la școala numărul 8, la Mihai Viteazu. Asta înseamnă că în următoarea săptămână, în cel mult o săptămână, vor debuta și lucrările propriu-zise la primul proiect de amploare de reabilitare a infrastructurii educaționale din municipiul Târgoviște, care vizează o școală gimnazială. Și bineînțeles se mai lucrează la celelalte proiecte pe care le avem pe Programul Național de Dezvoltare Locală, la Grădinița 13, la Grădinița 15, la Creșa 8, la Creșa 13, la Creșa 14, la Creșa numărul 16 și la baza sportivă de la Colegiul Național Constantin Carabela. În această vară vom înregistra probabil un progres destul de mare la aceste unități de învățământ. Iar spre sfârșitul anului sper să începem să și inaugurăm noile investiții pe care le avem pe zona din infrastructură educațională în municipiul Târgoviște.